Niciodată, subliniez, niciodată nu m-am gândit la repetenția de la clasa 1, așa cum nu m-am gândit nici la eliminarea educației fizice din ciclu primar. Ar fi o mare greșeală. Ceea ce s-a întâmplat cu educația fizică a fost un dialog între secretarul de stat și Institutul de Științe ale Educației, pentru că în actualele planuri de învățământ, disciplina joc și mișcare, disciplină care se adaugă orelor de educație fizică, această disciplină e pusă în clasele a 3-a și a 4-a și au vrut să aducă această disciplină la primele clase. Programa este sufocantă, din păcate, profesorii care fac aceste programe, pentru că nu le face ministrul, încearcă să pună în programe cât știu ei, nu cât sunt capabili elevii de la o anumită vârstă să asimileze. Dar vom fi foarte atenți și încercăm să rezolvăm această problemă.